Cum arată o zi din viața ta ca medic rezident la cardiologie? Dimineața începe programul pe la ora 8. Pe la un 8 și un sfert la noi la Spitalul Județean din Craiova este raportul de gardă în care se prezintă pacienții care au fost internați în gardă cu o zi înainte, pe lângă pacienți care au fost internați pe policlinică, adică toate internările în ziua de ieri. După care fiecare se duce la lucru. Eu personal am internările mele, adică pacienții care vin în ziua respectivă, mă duc să văd dacă au ajuns, să mă ocup de ei, să-i fac foaia și depinde ce îi facem. Dacă sunt pacienții care sunt de intervenție de coronarografie, le pregătesc și le iau cu mine sau le trimit până la sala de cateterism și ne ocupăm de ei. Facem procedură, facem coronarografia, îi punem diagnosticul, îi punem rezultatul și cei care pleacă în ziua respectivă mă ocup de externarea lor, îi dau externarea, o scriu, o facem, îmi dăm rețetele și programul este în mod normal până la ora 3.